Merge, mă? Merge, merge, nu? Merge. On the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the back like here I go again. Here for 1 hour. 1 hour? I call this number here, no one about is answering. Nice. Try. Maybe you can try and maybe cancel. It doesn't. Liver license check. So we should contact. So I contact this number. We can try call this number because I call this number and lately many times. Until I finish my minutes and nobody answered. Deci ce-a făcut? N-a venit nici cu aia? Yes, they close in 1 minute. Pick up, can you display it? You can say that also for us if you can please, so. Gata, mă, am luat camere, că mașini n-aveau. Am luat camere, că mașini n-aveau. N-am luat țeapă frumos. Only one, or, I don't know. We have like... It's a standard room with 2 bunk beds inside. And you make the bed yourself and toilet, shower, shared out in the corridor. That's the cheapest for you. Okay, it's okay. It's okay. Yeah. După 500 de lei cheltuiți, mergem să ne facem patul unde dorm mulți oameni pe aceleași așteptări. N-avem, și n-avem duș în cameră. Nu. Nu. Bă, da, recepția, adică da, eu dorm aici, da. Aici. Da, e frumos. Așa puteam să dormim în aeroport, ești plus mai dinam. Ce număr ai la cameră? Eu am zis asta. Nu știu, Daniel are 148. N-am 4, am 2. La aceeași cameră, nu știu cum dormim 4 în aceeași cameră, dar... N-am văzut că sunt 2 paturi suprapuse, dar... Aaa, super, cine dorme sus? Bălășoiu și cu domnule... Bravo, mă! Ești mai ușor. Da, dacă e o casă... Stai puțin că... Eu dacă e să cade acolo... Stai mă, că vreau să mor acum aici. De ce? Câte chile ai domnescule? De ce? 92. Câte chile ai, mă? 89. Sus, tati. Cine are tonajul mai mare dorme jos. Am 100, sunteți nebun la cap. Bine, mă. Eu nu zic nimic. Eu nu zic nimic. Hai. Hai, mă, că vă dăm permisul și mergeți 100%. Mergeți 100%. Hai să le spunem la oameni mai întâi poveste de seară, că ei poate nu am înțeles. Bă, nene, am ajuns, nu știu, după ce am avut întârziere, cred că 3 ore, de la 7:30 la 10 am plecat. Ceva. La 10 și 10, da. A, așa. Am ajuns la 12 fără 10, până am ieșit din aeroport, s-a făcut 12 fix. Ne-am dus să băgăm permisul acolo la validare pentru mașina de închiriat, la tonomatul de mașină de închiriat și... Nu mergea. Zic, hai, de că sunăm la suport. 12:01. Suportul deschis până la 12. Un pic închis. Și am ajuns să dormim la pușcărie aici. Și... Stai. Mai trebuie să zic eu ceva. Țin pe această cale să le mulțumesc că cuplurilor de albanezi, cred că erau. Da. Care, printr-o combinație cu cineva, au reușit ei să-și ia mașina. În fața noastră. În fața noastră. Noi cu permisul în mână. Au luat cartea, au luat cheia de la mașină și nu că au plecat. Nici salut n-am mai zis după ce am stat împreună 45 de minute la automat acolo. Ne-au lăsat acolo ca pe... Luați-o și incredibil. Sper că au făcut pană. De-aia asta albanez, mă. Sper că au făcut pană azi noapte, mă. Măcar am dormit. Nu merge, mă, nici acum, îți garantez. E 7 și acum zice, sorry. Cannot be real. Just... The automatic machine told us that the driver license cannot be... Ah, ok. Vă zic eu. Asta e galbenul de la Gatebil. E nemersă de mult să moară, Bibi. Da, e cu frâne, că se curăță ele de lemn. Asistă-s. Virietură. Bine, nu mă ajută cu nimic. Da, aceasta este mașina noastră. Este fix cum mi-am dorit eu. Neagră. Da, mie aveam 102. Da, 59. Păi facem dreapta, stânga, zic eu. Da. Fac eu pe navigator. În rond faci dreapta, în rond, acolo da. Faci dreapta. Nu, dar vreau mai frumos, adică vreau să mă simt ca pe Waze, așa. Virați okay. La dreapta, virați la prima la dreapta, ieșire. La prima ieșire. Bun. Pe strada ta A. Ta A. Ta A. 40 la oră, limită de viteză. 80. Okay. Nu știu, mi-e anul 40. 40. 20, am 20, mai merge. Băi, ești nebun? 2 cu 40, mie, cred că mi-e și frică. Pe mile, să moară famii, stai așa. E mile, mă, pe de-aia ziceam, eu zic, dă-i că mi-e și frică. E, dar dă-i... Ies, dă-i, ies. Ia vezi ce e aici pe stradă asta. Ce s-a întâmplat aici? Ce fac, mă, golanii ăștia aici, mă? S-a lăsat pe
S-a lăsat aici pe spatiu. Dă-i și tu șapca aia de acolo, că nu știu că te exageri. Șapca ne trebuie, nu? Cum o să iei cana din hotel? O duci înapoi, mă, când ne întoarcem. Păi, m-am enervat, trebuie să recunosc. Cum o să iei cana din hotel? M-am enervat, nu ia fac de obicei. Ia să vedem, e vreo mașină înăuntru. De obicei nu fac chestia asta, dar pentru că am stat cu ăștia cu Herțul și cu închiriatul și m-am enervat, mă cunosc. Ești un pachet de nervi. I lost it. Și am zis, măcar cafea o să o beau în dimineața aceasta. Bă, ce frumos, bă, ce frumos, peisaje, mă. Filip, multe. Sunt pasionat de burnout, a? Pasionat de tot ce e cu calea ferată e dat aici. Da, e dat frumos. Mai tare ca aici, nicăieri în lume, nicăieri. Bine ați venit la Stax TV, material extra de la Gatebil. Am venit după doar 18 ani aici de când îmi doresc să ajung. I-am adus și pe băieți, ceea ce e foarte bine. Din punctul meu de vedere, este cel mai tare eveniment din lume. De ce este cel mai tare eveniment din lume? Unul la mână, vezi cele mai ciudate mașini modificate. Adică, după cum puteți vedea în spatele meu, avem un Jaguar. Avem un Ford Escort, un model foarte vechi. Ascona, Sierra Cosworth, BMW seria 1 compact, Volvo pătrat. Tot felul de nebunii, ca să nu mai zic că am văzut un V8 Turbo Hot Road, cred că era V8, pentru că l-am văzut foarte de departe. O să vedeți în acest material toată nebunia din lume adunată aici, în Suedia, la Mantorp Park, la Summer Festival, toate că am avut niște neplăceri cu mașina, cu închiriatul, nu știu, dar anii viitor cu siguranță vom fi gașcă mult mai mare și cu siguranță vom ști lucrurile pe aici cum se învârt. Oamenii sunt foarte de gașcă, poți să le faci poze, poți să-i filmezi, sunt foarte deschiși să vorbească cu tine, le-am spus. Îi urmărim de 20 de ani, îi urmărim de la Getaway in Stockholm 2 și că acel, am văzut un Wolf. Da. Două Sierra Cosworth de aceeași culoare, adică am mai venit cu una să fie două și Volvo și BMW și BMW Break și Volvo și... E haos, e haos! Mai avem 3 minute, trebuie să mergem la ședința media pentru a primi vestele și a primi info cum să ne descurcăm pe aici și cum putem să stăm pe circuit. V-am spus, avem tuning, avem drift, avem cursă de sprint, avem drift la liber, avem tot. Deci, de-abia aștept. Hai să mergem!
Ați văzut mașinile, cam așa arată o zi de antrenamente libere, unde poate să intre oricine, are o mașină modificată pentru drift. Ne-am excitat, am făcut haos, am răgușit, am țipat, am dat sticăre, m-am umplut de anvelope, vă aduc acasă două bucăți, toi eu cred că sunt. Și suntem în ultimul viraj dinaintea liniei drepte de aici, de la boxe. Astea sunt cadrele pe care voi le-ați văzut. Ce ne-au spus oamenii la briefing este că sunt anumiți piloți care în capătul liniei drepte inițiază în virajul ăla de stânga cu 200 de km la oră. Nu știu, cred că cu 400 de cai te faci de râs aici. Ajungem și acolo, nu? Asta e altă discuție. Bineînțeles că ajungem și acolo, vă luăm imagini din toate zonele în care putem sta ca și media și ca și spectatori. Acum mergem în zona paddock-ului pentru că este o pauză și mai filmăm acolo ceva mașini. Bobine de aeropt, vorba aia. Era să-mi crape pipoțica când am văzut ce e aici jur. N-ai cum. Cred că vine fiecare an. Super tare oamenii, piloții. Nu știu cum să spun. Piloți, amatori, cum ar veni cu niște mașini foarte tari. Merg toți foarte bine pentru că fac asta de foarte mult timp. Evenimentul ăsta este din 1993. Noi l-am descoperit în 2004. Dar el e din 93 și se tot întâmplă și oamenii merg. Am văzut antrenamentele de astăzi pentru cursa de sprint, pentru drift, pentru mai au un time attack cu niște mașini un pic mai cuminți, nu chiar categoria extremă. Acum mergem la cazare pentru că suntem rupți, ne-a bătut și soarele. Pașii aici pe circuit am făcut peste 13.000 și revenim mâine unde o să avem o cursă, avem cursa extremă și părțile de drift, gimhana și partiul de seară. Vedem ce mai descoperim și mâine. Ne-a plăcut atmosfera, ne-au plăcut oamenii, ne-au plăcut și participanții, atât cât și vizitatorii. Am făcut poze cu ei, le-am dat sticăre, ne-au dat like-uri. Vorba aia, treabă bună!